emoții acum când vorbesc de prima locație și normal. Cum de noi am continuat să deschidem locații în pandemie? Prinsesem așa o viteză, prinsesem o dorință de dezvoltare incredibilă înainte să înceapă această pandemie și parcă toate ne mergeau strună. Aveam vântul în vele, ne ajuta, era totul pus pe un traseu favorabil. În primul rând aveam niște planuri, nu am vrut să renunțăm la ele. Avem această pandemie și ne-a zguduit puțin, ne-a tras un pic frâna de mână. Noi stăteam și ne făceam scenarii. Ce se întâmplă dacă se închid școlile? Ce se întâmplă dacă se închid orașele? Ce se întâmplă dacă intră România în lockdown? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Fiindcă vedeam deja ce s-a întâmplat în China, începuse deja nebunia în Italia. Știam că e o chestiune doar de timp până vine și la noi această pandemie. Din păcate am avut dreptate. Toate scenariile pe care noi le-am prevăzut cu măsurile pe care le aveam în plan au trebuit aplicate, dar mult mai dinamic decât ne-am fi imaginat. Dimineața luam o decizie și până după masa se schimbau toate, fiindcă veneau alte hotărâri, veneau alte decizii de la guvern, de la autoritățile de împiedicare a extinderii pandemiei. Nu a fost deloc ușor. Cu atât mai mult cu cât am considerat că există și o oportunitate în perioada aceasta. Dar ce am făcut noi în pandemie? Am făcut transmisiuni live din locații pe tot timpul programului. Lumea se uita pe Facebook, se uita oare ce se întâmplă la Dabo acum. Și vedeau absolut tot ce se întâmplă din spatele liniei. Pentru noi, pandemia și măsurile care le aveam, care ni s-au dat în pandemie, au fost absolut normale. Noi nu făceam nimic altfel nici înainte de pandemie. Noi dezinfectam suprafețele, toți angajații Dabo lucrau cu mănuși, oamenii veneau cu echipamentele în plasă, se schimbau doar la serviciu. Nu am avut nimic în plus de făcut decât să arătăm lumii că noi așa lucrăm. Singurele lucruri extra pe care le-am făcut după ce a venit pandemia, cu toate că nu eram obligați, cei care lucrează la temperaturi înaltă nu au nevoie să poartă, nu e nevoie să poartă mască, nu sunt obligați să poartă mască. Nu e deloc plăcut să stea, dar noi le-am impus asta. În plus de asta le luam temperatura când intrau în tură. Astea sunt două lucruri care le-am făcut în plus față de ce făceam și înainte. Deci n-aș putea spune că ne-a prins pandemia, a trebuit să ne schimbăm total modul de lucru. Noi avem încredere în Dabo, avem încredere în ceea ce facem, ne menținem planul de dezvoltare și atunci am găsit modalități de a continua dezvoltarea, de a ne menține pe piață așa cum ne dorim și de a vinde prin diferite modalități. Cum am reușit să deschidem 4 locații într-o zi? Eu sunt omul cifrelor. Da, 4 locații în 4 martie 2021. Marketingul nu mi-a permis să spun asta în toate interviurile care le-am dat și în toate prezentările care le-am făcut cu acest 4 martie. De ce 4 martie? Pentru că antreprenorul nostru e foarte legat de cifre și a considerat că 4 martie este o zi simbolică. 4 locații, 4 martie... Haideți să deschidem 4 locații. Și a agreat foarte mult ideea și uite așa am ajuns să deschidem 4 locații în 4 martie. Așa s-a nimerit, așa s-a aliniat astrele și am zis oricum dacă tot facem 4 locații și le putem deschide cam în aceeași perioadă, aș vrea să le deschidem în 4 martie. Cu greu, puțină nebunie, dar cu o echipă care și-a însușit viziunea și am zis de ce nu. Haideți să deschidem 4 locații. E un eveniment unic în istoria Dabo și cred că și în istoria francizelor din România. Nu a fost deloc ușor, a fost un efort fantastic. Sincer să fiu, nu știu dacă a mai deschis cineva 4 locații în acea zi și cu atât mai puțin în pandemie. Dar am reușit și urmează o altă deschidere, un alt eveniment unic. A deschide o locație nu înseamnă doar a amenaja locația. Înseamnă a face pregătire pentru personal, înseamnă a disloca echipa de trainer care să meargă la locația respectivă, a păstra echipa acolo în timp ce restul locațiilor în țară funcționează. Atunci a fost nevoie nu de o echipă, a fost nevoie de 4 echipe exact în aceeași perioadă. Deci din punct de vedere logistic a fost complicat, n-a fost deloc ușor. Dar a fost un succes și mulțumesc echipei mele pe această cale, fiindcă au făcut un efort
remarcabile și rezultatul pe măsură. Asta e istoria, nu știu ce să spun. Despre live-urile din locații? Da. Live-urile din locații au fost făcute doar să arătăm oamenilor cum se muncește la Dabo chiar în condițiile de pandemie. Cred că a fost cea mai bună alegere la momentul acela. Vreau să fim transparenți, să vadă și să prindă încredere că la Dabo se lucrează cu mănuși, se lucrează curat, se dezinfectează, se lucrează cu echipamentul întreținut, cu masca pe figură. Să comande cu încredere produsele noastre, să le arătăm în ce condiții lucrăm. Asta ne-a propulsat oarecum în topul preferințelor lor de a comanda mâncare. Fiindcă la început, în pandemie, toată lumea avea frigiderele și cămările pline, după care s-au săturat de gătit în casă și automat au venit către locațiile de food, locațiile de alimentație publică, care le prezentau încredere. Aceleași condiții le aveam și înainte, nu am făcut foarte multe lucruri diferite și înainte angajații Dabo respectau toate regulile de igienă și siguranță alimentară. Singurul lucru diferit care a intervenit odată cu pandemia a fost purtarea măștilor. Am ales să facem live-urile pentru a scoate în evidență faptul că noi nu avem nimic de ascuns, așa cum le preparăm în fața clienților, vrem să le arătăm și live. Am fost alegerea clienților pe toată perioada pandemiei și încă suntem. Cred că asta ne-a ajutat foarte mult. Le-a transmis încredere, au văzut în ce condiții se lucrează și au făcut abstracție de tot ce a însemnat virusul și au continuat să comande de la Dabo. Și acum au revenit în locațiile Dabo, în orașele în care se permite asta. Și cred că aceste transmisii live ne-au mărit credibilitatea în fața clienților noștri.